Paxlovid, primul antiviral creat special pentru tratarea bolii COVID-19 și care poate fi administrat la domiciliu, ajunge mâine la pacienții din Israel, după ce țara a autorizat acest medicament de urgență. Mii de doze vor ajunge la pacienți, spune profesorul Herman Berkowitz din Israel, care a vorbit cu jurnaliștii Focus despre acest tratament în premieră, eficient și împotriva variantei Omicron. Medicul lui Benjamin Netanyahu a explicat și ce măsuri au autoritățile din Israel pentru a ține epidemia sub control. Numărul mare de teste făcute zilnic este una dintre măsuri. De mâine vor apărea în Israel 10.000 de doze din acest medicament nou, numit Paxlovid, spune profesorul Herman Berkowitz din Israel. Tratamentul a fost autorizat aici în urmă cu 3 zile și poate fi administrat acasă, în formele ușoare și medii de boală. Ce este bun acest medicament nou? Este o tabletă. Este o tabletă care va fi dată numai acasă, se poate da acasă singur, o să iei, sau, desigur, e important ca să fie un nou medic, și acest medicament se dă în fiecare 12 ore, este vorba de 2 tablete pe zi, pe 5 zile, deci 10 tablete care vor fi date în 5 zile. Se vor da la pacienții care sunt într-o formă ușoară sau într-o formă medie și care sunt diagnosticați cu boala între 3 și 5 zile. În Israel a început între timp vaccinarea cu doza a 4-a de vaccin. Pentru început sunt vaccinați medicii și asistenții din spitale, dar și cei cu vârsta de peste 60 de ani care au anumite boli grave. Este important cine se ocupă de mesajele pro-vaccinare în spațiul public, dar și modul în care se testează, spune profesorul Berkowitz. Important este să se lămurească importanța vaccinării de către persoanele religioase. La noi au ieșit persoane religioase în ultimul timp ca să dea populație religioase, că și noi avem o populație de ortodoxi care nu vor să facă vaccinarea și să lămurească importanța vaccinării. Să știți că în Israel testarea este enormă. Nu există mai puțin, suntem o populație de 9 milioane, nu este o testare mai puțină de 70.000, 60.000, 80.000, până la 150.000 de testări. Majoritatea acestor testări sunt gratuite. Medicul Adrian Marinescu speră că procentul de vaccinare va crește în România prin puterea exemplului. Din primăvară este posibil să avem un vaccin actualizat, spune specialistul. Probabil că dacă ar fost mesajele mai clare, mai coerente, mai simple, și aici sigur că și noi medicii și în general autoritățile am fi putut face mai mult. Întotdeauna ne gândim, luând din experiența anterioară, la ceea ce puteam face mai bine, dar oricum timpul nu-l dăm înapoi. Și cred că și în lunile care urmează ar fi de asemenea importante. Am putea crește rata de vaccinare, mai ales că discutăm ca din martie foarte probabil să avem un update al vaccinului care se referă exact la varianta Omicron. Fiecare poate să vadă că în jurul lui cei care s-au vaccinat au făcut forme ușoare sau cei mai mulți dintre ei au făcut forme ușoare, că riscul de a ajunge în terapie intensivă scade considerabil. Nu se știe încă perioada în care va ajunge și în România pastila anti-COVID-19, însă ministrul Sănătății a explicat recent că se fac toate demersurile astfel încât acest lucru să se întâmple cât mai curând și că au existat deja discuții cu reprezentanții Pfizer în acest sens.